Doamnelor și domnilor, bine ați venit la un nou episod din Inteligența Art Digitală. În fața mea l-am pe Bogdan Robinson, nu-l bag în cadru, nu cred că vreau să-l prezint. Nu mă arăt. Stand-up ovation. Stand-up conversion. L-am lângă mine pe Bogdan Vasilache, de la Balcanica și Tradiții Românești, Buzu Vasilache. Corect. Că se supără... Se supără șefa. Bogdan Buzu Vasilache, de la Balcanica și Tradiții Românești. Introducerea asta ar trebui să fie mai lungă, dar o să fie foarte scurtă. Motivul pentru care l-am chemat pe Bogdan să vorbească în această minunată emisiune susținută de Hertz Production și de Magic 5 este în primul rând că Bogdan este pentru mine unul dintre mentorii cei puțin pe care eu i-am un business. Am zis. Salutări, Bogdan! Bună dimineața! Bună dimineața! Noi filmăm foarte dimineața că suntem matinali. Formatul emisiunii bănuiesc că îl știi deja. Eu o să pun 10 întrebări absolut imbecile generate cu inteligență artificială. Tu o să răspunzi, evident, neimbecil, pentru că... Din mici și din cârnați. Așa. Bobby, ca de fiecare dată, pentru tine, pentru cine nu știe, Bob al meu nu mănâncă carne... Pentru că carnea provine de la legume moarte. Deci, Bobby, aștept de 2 zile să fac asta, cum vreau să zic, ești vars. Da? Asta e a ta, uite. Dacă o iei asta, poți să hrănești iepurașii